GF VIP, televoto truccato per favorire Nicolin Curvaia del web, Giulia Salemi fa chiarezza. Cominciano a piovere le accuse di televoto truccato al Grande Fratello VIP dopo la puntata che ha visto Nicolin Curvaia passare direttamente alla finale. Nel serale del 16 marzo, Nicol ha battuto Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizzon per affermarsi come la seconda finalista di questa 7ª edizione del reality show, dopo Oriana Marzoli. Tuttavia, molte persone stanno notando discrepanze tra le statistiche sul sito e il risultato finale, sollevando dubbi sulla trasparenza del televoto. Quale sarà la verità? Arriva anche la spiegazione di Giulia Salemi. Fotocredits, per gentile concessione dell'ufficio stampa and Emulsion Italy. Per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset, Music, Buddy from Benson.com. Leggi anche, GF VIP, Daniele Spegne e Oriana su quanto accadrà tra loro fuori dalla casa, c'entra Travassi. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva.